cum se dezvoltă chipul fiarei. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Apocalipsa 13:12. Ca Statele Unite să facă o icoană a fiarei, puterea religioasă trebuie să controleze guvernul civil în așa fel încât autoritatea statului să fie angajată de biserică în împlinirea scopurilor ei. Icoana fiarei reprezintă acea formă a protestantismului apostaziat ce se va dezvolta atunci când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru a-și impune doctrinele. Când respectarea duminicii va fi impusă prin lege, iar lumea va fi iluminată cu privire la obligația ei față de sabatul cel adevărat, atunci cel care va călca porunca lui Dumnezeu pentru a respecta o regulă care nu are o autoritate mai înaltă decât a Romei, va onora papalitatea mai presus de Dumnezeu. El va aduce omagiu Romei și puterii ce impune sabatul fals. Se va închina fiarei și icoanei ei. Când resping ceea ce Dumnezeu a instituit și a declarat că este semnul autorității lui, iar în locul acestuia cinstesc ceea ce a ales Roma ca dovada supremației ei, oamenii primesc semnul loialității față de Roma, semnul fiarei. Numai când această problemă este prezentă, numai când această problemă este prezentată clar înaintea lumii, iar oamenii sunt aduși în situația să aleagă între poruncile lui Dumnezeu și poruncile oamenilor, abia atunci cei care continuă în nelegiuire vor primi semnul fiarei. În disputarea acestei chestiuni, creștinătatea va fi împărțită în două clase. Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, și cei care se închină fiare și icoanei ei și primesc semnul ei. Deși biserica și statul își vor uni puterea pentru a-i forța pe toți, mici și mari, bogați și săraci, slobă și robi, să primească semnul fiarei, totuși poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. Profetul de pe Patmos a văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai semnului ei și ai numărului numelui ei, cântând cântarea lui Moise și a mielului.